o ultimă ediție a cărții lui Petru Creția, Luminile și Umbrele Sufletului. A apărut în urmă câțiva ani. Acum două, trei săptămâni a ieșit pe piață audiobucul pe care am avut bucuria să-l fac citind o selecție esențială din eseurile acestei cărți. Citind o sută de pagini din cartea asta, am avut senzația că pătrund în toate articulațiile ei. Ceea ce își propune pentru Creția să facă aici este extrem de greu. Imaginați-vă că un scriitor vrea să facă harta condiții umane, să cartografieze ființa umană, să arate care sunt zecile, sutele de chipuri ale ființei noastre. În așa fel încât să avem un portret exhaustiv al umanității. E foarte greu să faci asta. Pentru că trebuie să vorbești așa cum face Petru Creție aici, sub forma unor eseuri scrise în cea mai frumoasă limbă română, despre o grămadă de teme. Demnitatea, cinstea, vretnicia, cuvința, prostia, ticăloșia, mediocritatea, adevărul, calomnia, răbdarea, încrederea, bucuria, tristețea, plăcerea, superficialitatea, flecărea la binele și răul de care suntem capabili cu toții. Ei bine, faptul de a da o asemenea cuprindere a ființei umane presupune evident o cultură ește din comun, dar ceea ce este remarcabil în această în această carte și în acest audiobook al lui Petru Creția este că temele sunt tratate cu o simplitate ieșită din comun. Enorma cultură a acestui mare filolog, care a fost Petru Creția, este aici absorbită la nivelul vieții lui, la nivelul trăirii vieții proprii. Nu-ți vorbește un moralist, nu-ți vorbește un profesor, zvorbește un om, dinăuntrul condiții umane, capabil să dea seama de ea. Minunea acestei cărți este că ea ne pune pe drumul vieții, dacă o citim în adolescență, așa cum puține cărți pe lume pot să o facă. Iar cartea este scrisă, să nu uităm, de unul din mari virtuozi ai limbii române.